Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Scene și Cuvinte, emisiune dedicată teatrului și oamenilor săi. S-a îndrăgostit de teatru și de film din copilărie și a rămas consecvent acestei iubiri, desăvârșindu-și studiile în mediul artistic într-o țară unde teatru este religie, Anglia. S-a întors în România cu un bagaj de valori, experiențe, cunoștințe pe care încearcă să le împrăștie în mediul artistic autohton cu foarte multă generozitate. Îi se pune pe nedrept și facil eticheta de nonconformist. În realitate este vorba doar de un artist special, un artist generos, un artist care iubește tinerii și arta în toate formele sale. Regizor, coregraf, producător, domnul Mike Săvuică. Bine ați venit! Bună ziua, bine m-am găsit. Vă mulțumesc frumos pentru introducere. Mă bucur să mă aflu aici. Și eu. Ați spus foarte bine. De la 3 ani îmi doresc să fac asta. Povestea e cam așa. Mi-au povestit-o părinții mei. La 3 ani am fost prima oară la cinema. Am văzut Robin Hood. Și am întrebat pe părinții mei ce fac oamenii ăia și mi-au zis că ei sunt actori și am zis asta vreau să fac. Deci a fost dragoste la prima vedere, aproape inconștient. Da. Și cam asta a rămas. Și am continuat la grădiniță, serbări, cum au toți copiii, întotdeauna voiam să... Eu de-abia așteptam, mulți copii erau emoționați, eu eram cel mai fericit să zic poeziile, să mă vadă toată lumea, să mă îmbrac în costume. Mi-amintesc și acum prima poezie pe care am zis-o în grădiniță. A urmat apoi școala generală, unde tot așa m-am ținut de actorie. La liceu, făcând liceu privat, am avut ocazia să studiez teatru și să-mi dau examene echivalentul bacalaureatului în Anglia pe teatru. Pe teatru, da, și am făcut și școala populară de arte de la București. A fost o combinație interesantă, că Școala Populară de Arte mi-a arătat cumva ce se întâmplă în România, România. Ce se vede în România. Iar la liceu învățam foarte mult despre cum se monta teatru pe vremea lui Shakespeare, începeai de acolo, și cum se monta teatru contemporan. Și studiam atât teoretic și practic. Și am știut că vreau să dau la facultate în afară. În afară. Da. Și am zis, America e destul de departe. Leg UK-ul, a urmat 4 ani de UK și după UK, în ultimul an de facultate, am zis eu aș vrea să mă fac regizor, că nu-mi prea place să spună ce să fac, dar și apoi am făcut un master la Berlin, în regie. Deci, într-un fel, n-ați așteptat nimic de la alții, v-ați luat destinul artistic în mâini. Da, s-ar putea spune. Ce are în plus mediul artistic din Anglia față de cel din România și ce are în minus? Pentru că tot timpul cred într-un echilibru, puncte tari și puncte slabe în orice domeniu. Eu aș spune așa, teatrul englezesc este militarie. Și prin asta mă refer, e foarte multă disciplină. Disciplină. Da, adică acolo nu se începe repetiția cu țigară și cafea. Dacă se zice că se începe la ora 10, la ora 10 toți actorii sunt încălziți, schimbați, pregătiți de lucru. Adică poți să-ți fumezi țigara și să-ți bei cafeaua, să stai la o discuție, dar vii din timpul tău mai devreme. Totul acolo e la secundă. Aveam momente în care repetam și la o anumită oră era pauză, venea regizorul asistent și acum e pauză, punct. Adică nu exista să te duci peste, să era peste. Pauză fix în momentul ăla și când se termina pauza, toată lumea era așteptată să fie la loc, fix la minutul la care se termina. E foarte multă tehnică pentru că e o industrie. Totul e gândit ca o industrie și e gândit să și să facă bani, dar și să ajungă la public. Un spectacol acolo se joacă o dată de două ori pe zi, într-o stagiune, depinde cât de lungă e stagiunea. Dacă e teatru independent, sunt 2-3 săptămâni. Dacă e teatru de stat, poate să fie până la 3 luni. Dar odată, adică îl joci zilnic sau de două ori pe zi și după aia e pa, adică nu se mai joacă. Nimeni nu încurcă textul, presupun. Nu. Asta e diferența principală. Punctul minus pe care l-am simțit eu este, ia spune, disponibilitate. Fiind atât de tehnici actorii englezi și fiind școliți să poți să dai același lucru de 100 de ori în același fel, se pierde emoția?
Nu știu dacă emoția, cât disponibilitatea. Îi lipsește elementul ăla de a fi... De a improviza, de a... Da, libertatea. De a improviza, libertatea, da. Și sunt, sunt reguli mult, mult mai stricte acolo. Mi-amintesc când am adus un spectacol din, din anul 3, tot Sinucigașul, dar noi l-am făcut Dying for It, varianta contemporană rescrisă de Moira Bufini. Și la noi, ca să putem să avem pistolul de la final, a fost nevoie de semnătură de la toți actorii, de semnătură la regizor, semnătură de la toată lumea, semnătură la facultate, deși era un pistol de butaforie, evident. Și multe semnături, trebuia să vină un om special, să-i facă instructaj, îi dădea doar actorului care îl mânuia și așa mai departe. E. Și am adus în România spectacolul, l-am jucat la Odeon și a venit cu o cutie de pistoale, butaforie, da? Și i-a zis actorului, alege ce... Mi-a zis mie și actorul, ia alegeți ce vă trebuie. Și el mi-a zis, păi și unde să ne zic, se... nu, aici e, ai, da. Aici nu sunt atât de multe lucruri birocratice și aici e, știm că sunt butaforie. Deci cam astea ar fi. Și atunci ce-i trebuie unui tânăr care face teatru în Anglia? Ce calități? Ce... Disciplină. Disciplină. Foarte, 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 foarte multă disciplină. Este... Eu mi-aduc aminte când am întârziat prima și singura oară și am întârziat mai puțin de 10 secunde și mi-a zis că mi-a dat absență la cursul ăla. Și dacă ți-o ai absență de la curs, aveai 6 cursuri pe zi, dacă aveai 12 absențe nemotivate, te dădeau afară, dar le plăteai taxa în continuare. Și când mi-am luat absență, mi-a zis să duci la decan, îi spui că ai întârziat și dacă el îți dă voie să vii la restul de 5 cursuri, poți să vii, dacă nu, ai 6 absențe azi. Și dacă mai aveam încă o zi cu absențe nemotivate, mă dădeau afară. Vă dădeau afară. Da. Deci e foarte strict. Și au dreptate, pentru că acolo la un casting, fiind industrie, fiind foarte multe oportunități, se fac atâtea spectacole, atâtea filme, vin foarte mulți actori și pe principiu mai sunt 500, mai sunt 1000 care arată fix ca tine și poți să facă ce faci tu. Deja că ai întârziat o secundă la un casting, îți zic, da, dar uite, ești într-o cameră cu oameni care arată fix ca tine și fac ce faci tu, de ce să te așteptăm pe tine? Da. Din start ai descalificat prin neseriozitate. Exact. Da. Reușiți să impuneți această valoare? Până la urmă, disciplina este o valoare. O valoare care, da, se erodează. Se erodează în învățământul din România, se erodează în relațiile de muncă, chiar în relațiile de autoritate, stat, cetățean. Reușiți să o impuneți, să o implementați în mediul artistic din România? Într-o mare măsură, da. Adică sunt, nu sunt fix ca în UK, dar am găsit cumva echilibru. Adică las 5-10 minute de la mine, dar încerc să mă țin cât mai mult de program și să impun această disciplină, să știu că repetăm de la ora D la ora D, repetăm în zilele alea, anunț programul, spectacolele din timp. Adică în afară de festivaluri unde nu știu dacă suntem selectați sau nu și unde anunț, cum am primit eu răspunsul, anunț actorii, în rest, întotdeauna actorii mei știu programul cu 3-6 luni înainte, orele la care repetăm, ca să poată să-și facă și ei programul. Și țin destul de mult la disciplină. Pentru că sunt teatre unde programul se anunță cu o săptămână mai devreme. Da. Tu, ca spectator, nu reușești să iei bilete pentru că ai în altă parte. Da. Și încerc să... Eu personal încerc să evit chestia asta. Încerc să fie totul cât mai bine, cât mai bine așezat. Eu am programul făcut, de exemplu, până la 1 decembrie. Și acum am început deja să-mi fac programul pentru 2024. Sună... Da. Supranatural pentru mediul artistic. Aș vrea să nu... Se întâmplă să se suprapună proiecte, evident că apar lucruri sau se schimbă lucruri, dar încerc să nu suprapun prea multe lucruri. Și de aceea e bine să am un program, să știu, în perioada de sunt acolo. Sau, de exemplu, am acum o deplasare în Grecia, unde voi face un spectacol. Știu că în perioada aia nu pot să fac nimic în România pentru că fizic nu sunt nu în țară. Și atunci e important să știi că, de exemplu, dacă mă suni în ce, uite, în 2024 ai putea să și eu să zic, stai să mă uit, că s-ar putea să nu fiu în țară. Și dacă sunt în țară, răspunsul automat e nu. Există egalitate de șanse în modul nu teoretic, ci pur și simplu pentru dumneavoastră ca student venind într-o țară cu o cultură mică, într-o țară cu o cultură care a influențat lumea? Asta e o întrebare delicată. Am observat că e greu, e greu să intri în sistem. Echivalarea diplomelor a durat foarte mult timp. Licența am reușit să o echivalez, masterul din păcate mi-au zis de la minister că nu se poate echivala,
ceea ce m-a făcut să mai fac un master încă aici, adică acum sunt student la master, la jurnalism, și a fost păcat că vorbeam cu un rector al unei facultăți, să nu dăm nume, și mi-a zis, decât să stai să te ceri cu ministerul, ți-ar mai fi mai rapid să facem încă un master. Da. Pentru că îmi doresc să dau la doctorat. Și doctoratul mi-a spus, eu ne-a zis, domnule, da, am trebuie... diplomă. Și uitați diploma și a zis, da, noi înțelegem, dar trebuie să fie echivalată. Și dacă ministerul a zis că nu poate să echivaleze... Da, deci e greu uneori și sunt diferențe de perspective, sunt multe lucruri, dar încerc să nu fiu influențat și încerc să mă... Adică eu n-am venit în țară la modul... Da, de ce ați venit? De ce v-ați întors? Eu consider că România are foarte mult talent. Mult, 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 enorm de mult. Ne lipsesc oportunitățile, managerii, profesorii, sistemul, și am încercat să aduc, n-am venit la modul eu vă aduc un adevăr, am zis vreau să aduc altceva, vreau să aduc alte oportunități, vreau să aduc lucruri noi. Din punctul meu de vedere, România în generația de aur, n-am avut faimoasa generație de aur, era în top 3 puteri, între ghilimele, mondiale ale teatrului din lume. Nu cred că mai suntem acolo. Dar mi-ar plăcea, până când nu mai sunt eu, poate să ajungem măcar în top 5. Unde ne-am pierdut? Cred că, aici intrăm într-o discuție politică, dar cred că revoluția și tot ce s-a întâmplat după corupția a afectat tot, adică toată țara, inclusiv arta. Și superficialitatea, așa. Și superficialitatea, absolut. Da. Deci cred că acolo ne-am... Merge și așa. Celebru merge și așa. Ne cumpărăm diplome în toate domeniile. Da. Haideți să vorbim cât se poate de clar despre ce ați adus concret și cum v-ați luat din nou destinul în mâini, de data asta în țara dumneavoastră, în România, și ce ați creat, practic, aici. Pentru că nu v-ați limitat în a fi doar un artist, ci ați realizat niște produse care permit tinerilor să se afirme. De fapt, cred că aici e scopul dumneavoastră, să-i ajutați pe ceilalți. Da. Primul lucru pe care l-am adus în țară și am vrut să-l implementez cum am venit a fost Monologue Slam. Monologue Slam e un concept britanic care este un concurs unde oricine se poate urca pe scenă să spună orice, dar are doar 3 minute. Adică asta e limita. În Anglia a apărut din nevoia facultățile de teatru fiind destul de scumpe, au zis vrem să dăm o oportunitate cuiva care poate nu poate să vină să studieze, să fie văzut de oameni din industrie și să îi se dea o șansă. De aceea am adus Monologue Slam, unde au fost atâția amatori de-a lungul timpului care au intrat în proiecte sau au fost văzuți de regizori sau de agenți de casting, și ăsta a fost primul proiect pe care l-am adus. Iar restul proiectelor mele au niște reguli foarte stricte. De exemplu, orice proiect de-al meu trebuie să aibă 50% din echipă femei. Mi se pare că nu sunt destule oportunități pentru femei în industria noastră și în general în România, în multe industrii. Și am zis, orice proiect, chiar ok, poate ai un spectacol cu doi actori, dar echipa din spate este predominant. Deci nu neapărat cei de pe scenă, ci și cei din... Toată echipa creativă. Și încerc să aduc acest balance și țin foarte mult la treaba asta. Da. Iar întotdeauna când am ocazia, la toate proiectele mele, și unde sunt regizor și unde sunt producător, fac castinguri. Și castinguri publice, le anunț din timp, spun că e deschis pentru absolut toată lumea. Evident, nu e decizia mea când sunt producător, este o negociere cu regizorul. Dar întotdeauna eu vreau să văd oameni. Și nu cred în chestia asta de circuit închis, stai că sun eu pe cineva, recomandă, nu, anunț. Nici în teatrele publice? Acolo e altă discuție. E altă discuție. Da, eu vorbeam acum strict de zona de independent. Da. Credeți că teatru independent în România este mai bun decât teatru public, mai proaspăt, tocmai prin această onestitate, să spunem, a alegerilor? Cred că sunt spectacole și spectacole. Cred că vine un val nou de regizori, acum din spate, care colaborează cu teatre de stat și creează lucruri destul de proaspete, noi, uneori controversate. Cred că cumva este un echilibru.
Nu aș putea să zic care e mai bun, dacă teatru de stat sau teatru independent, că poți să vezi spectacole proaste și acolo și acolo, poți să vezi spectacole geniale și acolo și acolo. Eu cred că contează foarte mult regizorul. Nu că sunt regizor și încerc să contează ideea, ce vrea să spună, cum vrea să o spună și să nu fie lucruri nejustificate. Cu ce regizori tineri rezonați în români? Să dăm nume, pentru că noi suntem o societate care nu mai reține numele. Merge la spectacol, dar nu știe pe cine a văzut, nu știe cine este în spatele acelui spectacol, nu știu de ce se întâmplă acest fenomen. Oamenii privesc și pleacă și nu rețin, nu încearcă să rețină, în primul rând. Aș spune cu Alex Noghi, cu Eugen Jebeleanu, cu Boton Noghi. Și 1, 2, 3. Mă gândesc acum și la vârstă, că încerc să fie până în 35. Bobby Pricop. Bobby Pricop. Da. Nu le știu vârstele exacte tuturor, de aia. Andrei Măjeri. Da, Andrei Măjeri. Că și el știu care 33. Andrei, dacă am greșit, iartă-mă. Cred că ei ar fi primii oameni la care mă gândesc. Să nu mai bărbați. Da. Mai este Andreea Gabriliu, care este... Pe parte cu de coreografie, da, care are acum un spectacol, vreau să-l văd, la Teatru Godó. Și, de fapt, are unul la Godó și unul la un teatru de stat, nici mai știu teatru, nici numele. Cred că la Sfântul Gheorghe, la Andrei Mureșan, are o piesă destul de nouă, da. Da. Deci există oameni care, deși lucrează într-un mediu, să zicem, destul de conservator, pentru că mediul artistic în România este încă conservator. Da. Se pot impune și în afară? În afara țării. În afara țării. Cum? Sunt foarte multe festivaluri și sunt foarte multe oportunități în afară. Eu sunt pe multe grupuri de Facebook. Uitându-mă pe CV-ul dumneavoastră, mi s-a părut total altfel față de alte CV-uri, de la modul cum a fost prezentat și de la aceste deschideri teribile pentru lumea artistică din afară. Foarte multă prezență în Europa, în locuri care aici nu se știu sau nu sunt, nu știu, căutate, nu sunt deschise ușile. Da. Acum, evident că există festivalurile mari de care știe toată lumea, gen Avignon, Edinburgh și așa mai departe, dar nu sunt singurele. Sunt multe festivaluri care nu sunt atât de mari, dar sunt festivaluri care primesc spectacole și te înscrii. Deci, sunt pe niște grupuri de Facebook, pe vreo 5-6, unde postează oameni din toată lumea. India, Africa, America, Europa și tu vezi, evident, trebuie să se potrivească spectacolul tău cu tematica, cu ce caută ei. Și eu, dacă simt că mă potrivesc sau că aș vrea să colaborez, le trimit un mail, ăsta e spectacolul. Unele sunt deschise, să fie și în altă limbă, altele vor în engleză și aplic și când mă selectează, mă duc. Cât de mult contează partea financiară în aceste plecări, în aceste participări? Rămânem undeva la artistul sărac și boem sau e cazul să-l aducem puțin în realitate și să-i creăm în spate un ceva solid, o platformă din care să poată evolua? Sunt festivaluri care te ajută cu o parte din costuri, unele care îți acoperă toate costurile, unele care îți plătești și fii că joci. Sunt unele și anunțe de la început care spun că nu au buget, care sunt mai mici, dar că îți vor trimite documente, scrisori de invitație ca să poți să aplici, în țara ta. După cum vorbeam mai devreme, să iei o finanțare, fiind un independent la noi, să ziceam și eu nevoie de 1000 de euro să-mi iau biletul de avion. Se termină festivalul. Se termină festivalul, exact. Pentru că într-o țară civilizată ei se emit invitația, tu te duci, uitați, am această oportunitate, reprezint România, vreau să pun România pe hartă, vreau să pun numele meu pe hartă și ar trebui să meargă lucrurile ușor. Din păcate, birocrația noastră și corupția și toate problemele duc la un blocaj, da. Deci contează și partea financiară. Și de aici
ați glisat spre activitatea de producător, care înseamnă cu totul și cu totul altceva? Da. Da, activitatea de producător, am zis, aș vrea să, eu sunt și în lumea business-ului, că de acolo pot să obțin finanțări. Fiind în lumea business-ului, am zis, unde se îmbină business-ul și arta? Pe zona de producție. Și a fi producător, am primit destul de multe oportunități, nu le accept pe toate, îmi aleg proiectele în care colaborez și evident trebuie să cred și eu în ele. Adică nu-i spun unui regizor, știi, îmi place textul, dar viziunea ta, eu aș face altfel. Nu, e viziunea ta, dacă îmi place ideea ce m-a prezentat, e un risc pe care ne-l asumăm amândoi. Că evident nu știu cum o să iasă spectacolul și cum o să fie primit sau filmul. Dar dacă eu am crezut în idee, mi-am asumat riscuri de-a lungul timpului. Nu întotdeauna am câștigat. Trebuie să-ți asumi riscuri. Nu poți să, orice faci va fi de Oscar sau de Gopo sau de un ITER sau... Important e să-ți placă ce faci, să crezi în oamenii aia, în echipa aia și așa mai departe. Care sunt cele mai importante produse culturale pe care le-ați lansat, în care ați crezut și au avut succesul scontat în calitate de producător? În calitate de producător trebuie să fie clar Blue Moon, Craino, regia Alinei Grigore, am și tatuaj aici. Dacă se vede la cameră. Este primul film din istoria României care câștigă Scoica de Aur la festivalul de la San Sebastian. Da, care e festival de categorie A. Deci, din punct de vedere producător, nu am cu ce premiu să vin peste asta. La momentul ăsta este... A fost o experiență pe care nu pot să o descriu exact în cuvinte. Covorul roșu, foarte mulți oameni importanți, Gaspar Noel, Johnny Depp, Javier Bardem, Penelope Cruz, Jessica Chastain și nu mă așteptam nicio secundă să câștigăm, adică eram în sală acolo și așteptam și când am auzit, când vedeam că se tot duc premiile... A zis gata, n-am luat nimic? Da, producătoarea principală, Gabriela Suciu și Alina, erau în spate, pentru că automat, ei știind că urmează să iau un premiu, noi știam că o să iau un premiu dacă le-au chemat în spate, că acolo așa se face. Dar când am văzut că se tot duc premiile și când am ajuns la ultimul premiu și ele n-au fost chemate, am avut o secundă de oare la mâna noi. Dar tot ești, nu-ți vine să crezi, e o senzație, m-am ridicat, nu e profesionist și am făcut, dar a fost o bucurie de mare cum am ridicat în toată sala aia și am țipat de bucurie, era și Ioana Chițu, care e rolul principal, am țipat amândoi, ne-am luat în brațe și evident și oamenii au aplaudat, s-au ridicat, adică nu a zis nimeni, nu trebuia să țip sau să te bucuri, că știau că suntem din echipă. Da, e... Dar deocamdată n-am niciun premiu care să poată să vină peste ăsta. Da. Ce înseamnă un premiu pentru un tânăr actor, regizor? E foarte important? Dacă mă întrebați acum 3 luni, v-aș fi dat alt răspuns. Contează foarte mult cum îl vezi și cum îl primești. Cum îl gestionezi după, da. Din punctul meu de vedere, premiul ajută la a-ți deschide uși. Se aude de tine. Cu toate astea s-ar putea să nu-ți aducă nimic. Știi, oameni care au luat premii importante și care au rămas, așa este. Nimic cu oameni atât de talentați, cu premii atât de mari și după aia nu s-a mai întâmplat nimic. Da. Și nu doar la noi, dar și în afară. Cum s-ar zice, one hit wonder. Adică nu orice nominalizare la Oscar înseamnă că mai auzi de regizorul ăla, de... Da, nu orice premiu uniter pentru debut înseamnă că acel tânăr are deschis calea succesului. Exact. Și știu ați oameni și la Gala Hop care trebuie să fie, care au câștigat și după aia nu s-a mai întâmplat cu ei mult timp. Și după aia au intrat în alte proiecte. Dar un premiu nu-ți garantează nimic. Pe de altă parte, un premiu poate să-ți dea confirmarea interioară pe care poate uneori o cauți. Și fiind o industrie atât de competitivă, fiind atât de multă concurență, nefiind date oportunități ca în afară, uneori e bine să primești acea muscă, înseamnă că poate fac ceva bine. Dar cum am spus și în Voițe, când ați venit și l-ați văzut, foarte multe premii din țară, din păcate, se dau pe pile, pe cunoștințe, și nu mi-e frică să zic asta public. Este părerea mea, poate mă înșel, sper să mă înșel, dar cred că nu mă înșel. Noi, spectatorii, uneori ne mirăm când vedem nominalizări, când vedem premii, ne mirăm și atât. Și spunem, poate n-am înțeles eu. Da, nu,
Și eu am aceeași reacție. Eu de multe ori îmi zic, ok, poate e... Da, n-am fost pe unda de receptare normală a produsului. De multe ori zic, poate școala mea din afară și anii petrecuți în afară, poate mi-au dat alte standarde sau alte viziuni, dar uneori, dar rămân și eu șocat, chiar înlemnit de... Și nu vorbesc aici de concursuri unde sunt eu nominalizat, nu, care acolo pur și e automat simplu, subiectiv. Da. Un concursuri cu care n-am nicio legătură și sunt... Ce? Na. Dar sperăm că lucrurile vor fi mai bune. Predați la o universitate particulară, Hyperion. Da. Parte de coreografie sau și regie și coreografie acum? Nu, predau coreografie și voce. Coreografie și voce. Da. Universitatea Hyperion are master în regie de film, nu de teatru. Și oricum... Abia am terminat eu masterul de regie. Ca teatru. Să nu vă permiteți. Da, încă. Nu știu încă dacă mă simt pregătit să predau regie. Lucrez cu cineva care spune că sunt mentorul lui, între ghilimele, și e asistent regizor. Tudor Ostafie, joacă și în Voice, joacă și în Ținut Ciglașu. Da. Am scos un spectacol împreună cu el și cu Mihaela Albu, dar... Nu aș folosi cuvântul predat. Eu i-am spus și Tudor, eu nu sunt profesor în relația Sunteți asta. Sunteți tovarăși de arme, să-l cităm pe Grotowski? Da. Exact, și o să-ți spun ce știu eu. Și el știe foarte multe lucruri, a terminat la Păpuș, un domeniu pe care nu l-am explorat suficient și despre care vreau să învăț și zic, tu mă înveți pe parcă mine. Parcă-l văd cu Păpușa în Ținut Ciglașu, exact. Da. Și e un schimb de idei. Dacă voi ajunge să predau regie, încă nu știu. Vom vedea unde ne poartă viața. N-am luat o decizie. Ce oportunități au acești copii, din ce în ce mai mulți în facultățile de profil și foarte multe facultăți în toată țara? Am citit că termină cam 150 de studenți pe an și mă uitam câte castinguri de angajare, nu în proiecte, de angajare în teatre au fost de când a început anul, cred că am văzut... Foarte puțin. 4, maxim 5. Și mă gândesc foarte mult la treaba asta. Și mă gândesc câți oameni continuă să facă meseria asta după ce termină. Adică încearcă până când ți-e foame și ai facturi de plătit sau exact. Ai copii și... Da, oportunitățile sunt mici. Sunt mici, din păcate. De aceea am încurajat pe studenții mei să încerce foarte mult și în afară. Le-am făcut show-uri în engleză, i-am ajutat să facă CV-uri ca pentru afară, ca să încerce să ajungă într-un proiect în afară, unde sunt alți bani. Ce facem cu bariera limbii? Pentru că dumneavoastră spuneați la un moment dat că de mult gândiți în engleză, așa a fost să fie. Da. Viața v-a dus pe acest drum, dar un student care face doar o limbă străină în școală, banal, poate trece de bariera limbii? Depinde. Pe scenă? Am câțiva din studenții mei sunt la un nivel de engleză avansat, adică ar putea lejer să joace Shakespeare în engleză și sunt din ce în ce mai deschiși. De exemplu, în Anglia nu mai e toată lumea trebuie să aibă acel accent cum avea Regina BBC-ul. Și să fie BBC-ul, da. AP, nu știu ce. Sunt foarte deschiși la accente diferite, atât timp cât tu știi să pronunți corect, le zic mereu, accentul e relevant, pronunția trebuie să fie corectă. Sunt din ce în ce mai multe oportunități și sunt atâtea seriale care își caută acum este europeni, filme. Deci lucrurile se schimbă și se deschid. Deci nefericiții actori au o cale spre fericire căutând. Da. Sfatul meu pentru orice student care a terminat sau care urmează să termine este să încerce și în afară, să-și facă... Nu sunt atât de scumpe. E o investiție că trebuie să-ți faci poze, o filmare... cont și așa mai departe, dar e o investiție minimum pentru niște oportunități care ar putea să ajungă să fie mari. Ajută mediile, rețelele de socializare, nu? În această promovare. Intru uneori pe CV, pe pagini de actori și seamănă pagină de artist. Da, răspunsul este da și din ce în ce mai mulți regizori, companii de producție se uită și pe social media. Și iau oameni care au mai mulți followers pentru că o să vândă mai ușor. Asta se întâmplă și în afară, se întâmplă și la noi. Vedem atâtea filme comerciale care iau influenceri, nu actori, pentru că vor vinde filmul mai bine. Și înțeleg, da, ca producător ai băgat niște bani, vrei scoți mult mai mulți bani. Eu le spun studenților mei, dacă vrei să țină cont
că pot fi căutați oricând, în sensul de social media, și că trebuie să fie foarte atenți ce postează și cum postează. Adică să nu pună poze din club, mamă, m-am făcut praf, sau dacă pun nuduri să fie artistice, să nu fie degeaba, ca să zic așa. Eu personal nu judec, eu mă văd cu un om la casting și vreau să văd ce-mi prezintă, dar știu oameni care se uită la toate lucrurile astea. Și contează din ce în ce mai mult, sau lucruri, vedem atâtea scandaluri în afară unde au scris lucruri acum 10 ani. Sunt dezgropate și Și ies acum, știa, le zic, fiți atenți, nu postați despre religie, despre politică, despre... Nu intrați în discuții sterile și inutile în viața de artist, Și eu am un exemplu personal, eu știu o actriță și am văzut niște comentarii foarte rasiste, cu niște cuvinte foarte urâte scrise de ea. Și din ziua aia, deși este o actriță foarte talentată, eu personal am ales să nu mai lucrez cu ea. I-am explicat foarte clar. Făceam rău echipei, probabil. Da, eu nu lucram cu ea, eram prieten pe Facebook și am văzut aceste comentarii. A aplicat la un casting de-al meu și am zis, sincer, nu are rost să vii, pentru că nu o să colaborăm. Pentru că la un moment dat... Și a încercat să-mi explice și am zis, și dacă ștergi, eu deja am văzut comentariul. Cred că este inteligență până la urmă. Ține pentru tine. Da, e un mindset pe care nu poți să rasism și să judecăm oamenii după culoare, etnie, religie, orientări, mi se pare, adică fii om cu mine, sunt om cu tine. Deci contează social media în ziua de azi. Mă gândesc la spectacolele dumneavoastră pe care le-am văzut eu și simt că vreți să împrospătați niște texte nu neapărat vechi, ci foarte clasice, să le dați o nouă haină. În primul rând, punând corpul, uneori înaintea cuvântului. Da. Vi se trage de la mediul artistic din Anglia sau pur și simplu este o chemare de-a dumneavoastră de a vorbi prin gesturi, prin mișcare, prin mimică? Cu siguranță mi se trage de la master. Dacă mă întrebați care e diferența între ce am făcut la master și la licență, este teatrul englezesc e, ca să zic așa, de la gât în sus. Felul în care spui cuvintele, cum gândești cuvintele, cum privești și așa mai departe. Ce am învățat în Berlin cu profesorii mei care sunt a doua generație a lui Meyerhold, deci primii lui studenți le-au predat lor, au și o vârstă, era totul de la gât în jos. E gestul, e mișcarea, fă întâi mișcarea. Deci capul doar comandă. Da. Fă întâi mișcarea, adică e la modul de ce să te enervezi când poți să dai din picior, să strângi pumnul și te-ai enervat, de ce să te enervezi pe pune. Și masterul m-a influențat foarte tare. Eu încerc cumva să combin tot ce am învățat în ultimii ani și să descoper lucruri noi. Dar mie personal mi-este foarte greu să mă mai uit la spectacole în care, cum stăm noi de acum, doi oameni stau la o masă și vorbesc. Sunt spectacole minunate care există așa. Adică am văzut actori care te poartă o oră, o oră jumate, nefăcând mare lucru și ducându-te într-o cu totul altă lume și totul e aici, dar sunt atât de bine structurat și știu exact ce fac. Personal am observat că în generația asta se caută spectacole de genul, mai ales pentru generația tânără, nu prea mai stau în picioare. Pentru că e generația, în sensul că e generația TikTok-ului, toată lumea e pe repede înainte, e obișnuită cu filme, cu 7 secunde, swipe. Mișcare, schimbare. Zis, ok, publicul în momentul ăsta începe să se împartă. Trebuie să aduci cumva și calitate, dar să ai și ceva să-i ții. Asta e părerea mea și încerc și eu o explorez zona asta, pentru că e o zonă nouă pentru noi toți. Rugăm regia un fragment dintr-un spectacol care v-a urmărit de-a lungul carierei, Sinucigașul, după care o să discutăm puțin despre public. La mine ați venit? Cetățene Poțecalico! Acești oameni au avut de minunata dumneavoastră hotărâre și au venit să gestime entuziasmul! Sunteți ultima noastră speranță, Semion Semionov! Sunteți tovarășul nostru de luptă! Sunteți un martir! Pentru țară sunteți un erou! Sunteți cel mai iubit erou! Ce-i asta v-ați aflat aici ca să... Nu faceți pe modestul sufletul meu! Când ați hotărât să vă împușcați? Nu m-am hotărât încă! Pentru mine la nevoie domnul de ce nu faceți pe modestul? Mâine la 12 mă convine! La 12! Am un astfel mâine, Semion Semionovici. O să vă organizăm o mormântare. Da, o să organizăm un banchet în cinstea dumneavoastră, Semion Semionovici. O să vă sărbătorim chiar. Mâine la 10 vă convine? Mâine la 10. Banchetul? Da, banchetul îmi convine. Deci ne-am înțeles. La 10 începem să luăm hămas bun, iar la 12 fix despre ca la drum. La drum încotro. E greu să vă
ultimul drum. Mulțumim! Foarte mult ludic în această viziune regizorală, într-o piesă pe care am văzut-o în niște montări foarte, foarte clasice, în mai multe teatre. Se antrenează spiritul ludic? Sau îl ai? Cred că da, cred că îl și ai, dar cred că se poate și antrena. Asta ar fi răspunsul meu. A fost lucrarea mea de licență și am fost fascinat de text de la prima citire și de atunci mă gândeam, când l-am adus în România, l-am re-regizat, dar de atunci mă gândeam că dacă îl făceam eu de la zero și îl făceam singur, îl făceam cu totul altfel. Mi se pare o oportunitate să... și mi-a rămas ideea asta în mine până când, 5 ani mai târziu, l-am făcut. Da. Acești tineri sunt studenții dumneavoastră? Da. O mare parte din ei, da, și mai sunt câțiva din ei pe care i-am descoperit prin Monolog Slam. Și mă bucur că i-am descoperit. De exemplu, Daria, care aici o joacă pe Maria, nu este studenta mea, este în anul 2 la Hyperion, dar am văzut-o într-un spectacol regizat de Ramona Iacov, Sex, Drugs, Rock and Roll, și nimeni niciodată nu m-a făcut să râd atât tare. Deci nu am putut, a avut un monolog de 5 minute în care n-am urmărit-o de 10 secunde, că am fost pe jos de râs și am zis de atunci aș vrea să lucrăm împreună și când a apărut oportunitatea am... Un spectacol care se joacă într-un spațiu nu foarte cunoscut în lumea artistică, Teatrul Recul. Da. Un loc cu o energie aparte, un loc atipic, o fostă fabrică. Fabrică de bumbac. Da. Teatrul Recul, eu când am fost prima oară acolo m-am îndrăgostit, din ce am înțeles eu, ei voiau să deschidă fix înainte de pandemie, a venit pandemia, care ne-a afectat pe toți și acum sunt cumva într-o perioadă maximă de lansare, de a-și crea stagiunea, de a-și crea un nume, de a face proiecte, dar aș spune... Sper să nu mă înșel, Dan, aș spune că abia acum încep să construiască și au un plan bine pus la punct și vor, că de-aia este Recul Remediu Cultural, vor spectacole diferite, spectacole inteligente, dar care să și prindă la public. Nu vor rețeta clasică de facem o chestie comercială și o vin. Eventual și... o mini-vedetă, râde lumea, pleacă acasă. Exact. Da. Spuneți că vreți și dumneavoastră și cei de la Teatrul Recul să faceți spectacole inteligente, dar mi-a venit în minte o știre azi la televizor despre analfabetismul funcțional în România, care atinge niște... Ce facem cu publicul? Cum îl cultivăm? Cum îl aducem la teatru? Cum îl facem să fie spectator de teatru, nu doar o prezență pe un scaun? Asta e o întrebare foarte bună. Din punctul meu de vedere, educarea publicului în masă va porni mereu de la, evident, televizor. Sunt oameni
care în momentul ăsta au Netflix sau alte platforme de streaming și au WC-ul în fundul curții. Și noi zic că au expresie, asta e un adevăr. Da. Oamenii care se uită la Netflix, un produs chiar și comercial pe Netflix este infinit mai bun decât produsele comerciale la noi, din multe puncte de vedere. Teatru, și există foarte mult teatru comercial, cade de multe ori în patetism, în cioace, în hai să repetăm puțin, să se râdă mult și nu e inteligent. Eu cred că pot fi făcute spectacole bune și comerciale care să ajungă la public și să le dea opțiune, dar ca să putem ajunge acolo trebuie să mergem mult, trebuie să călătorești mult prin țară și din punctul meu de vedere ar porni de la oamenii care sunt cei mai văzuți în momentul ăsta. Sunt unii actori care sunt văzuți peste tot în România și din păcate am văzut niște spectacole foarte slabe și sunt efectiv doar vii să-l văd pe X. Da, vii să-l văd pe X, nu dăm nume X. Da. Da, X care e un actor foarte mare, dar care în timp pierde din consistență, pentru că e firesc. Și înțeleg că e bine să umpli 500 de locuri, înțeleg că sunt bani buni, înțeleg, dar asta nu înseamnă că uneori nici textul nu-i ajută, adică unele texte sunt... Dar asta nu înseamnă că ar trebui să se uite un pic să zică, bă, ok, hai să facem o chestie comercială, hai să facem o chestie mai ușoară, de digerat, de dus, în locuri în care poate teatrul nu merge atât de des, dar să și vin cu, să se vadă că a fost o muncă pusă în spate, nu ne-am întâlnit două săptămâni, am făcut un spectacol și... Și lumea vine și aplaudă în picioare la absolut orice. Da. Da. Nu știu ce se va întâmpla în viitor. Eu zic că e ca și cum dai cu zarul, e 50-50 în momentul ăsta. Sunt foarte multe influențe și nu doar în România, și la nivel global mi se pare că lucrurile sunt într-o zonă, tot valul de political correctness, tot ce se întâmplă, adică sunt lucruri bune care se întâmplă acolo. Sunt lucruri bune, dar nu și exagerările. Dar exact, asta zic și eu, sunt multe exagerări și multe lucruri care mi se pare că sunt forțate în momentul ăsta și care nu mi se par ok. Și vom vedea cum ne va afecta pe noi asta pe termen lung. Pe termen lung. Se instaurează din nou o frică. Cred. Frica de exprimare, frica de adevărul tău, frica de a fi altfel decât ceilalți. Pentru că foarte multe lucruri poate fi interpretate în atâtea moduri în momentul ăsta încât ți-e frică să ai o părere sau să spui lucruri pe nume sau să... Ceea ce nu e normal, că ar trebui să avem puterea de a dezbate lucruri și de a vorbi. Adică, că tot vorbeam mai devreme de spectacole comerciale cu nume mari, ar trebui să zic, mi s-a părut spectacolul ăla cu persoanele alea, mi s-a părut slab pentru că. Și asta e părerea mea. Și oamenii trebuie să-mi spună că, păi da, e cu tare în el. Ați observat că este și reținere de a scrie... Da. Deci, teamă. Așa am observat și pe opus, am văzut critici care s-au certat la un moment dat cu anumiți actori mari și care acum se duc și oricât de bun e spectacolul, îl fac praf. Da. Și invers. Oricât de slab e, îl... Da, deci am văzut și situațiile astea și cred că de-aia îmi place să citesc ce scrieți dumneavoastră, pentru că mi se pare că sunteți foarte obiectivă și nu vă pierdeți din sinceritate, ceea ce este minunat și mi se pare că foarte mult în zona de rubrici, de cronici, de critică de teatru în România se iau foarte mult în calcul, stai cum mă știu cu X, nu vreau să o spăr pe Y, când la finalul zilei e părerea unui om, adică oricine ar fi omul ăla, cu tot respectul în toată lumea, va fi tot părerea unui om. Că s-ar putea să un milion de oameni să zică ce e cel mai mult spectacol în mine și vine un critic și zice, e foarte prost. Sau invers, adică e părerea unui om care are dreptul la părerea lui, indiferent de care ar fi ea. Contează cum o spune. Exact. Și evident mi-ar plăcea să fie obiectiv, să nu ia în calcul, stai că mă știu sau stai că nu știu ce, că nu știu cum. E important să fii cât de obiectiv poți să fii. Simțiți că aparțineți unei generații? Nu. 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 Sincer, nu. Sau nu în momentul ăsta. Mi se pare că am prins un punct de schimbare între foarte mulți factori, atât externi din afara României, cum vorbeam mai devreme, cât și intern. Mi se pare că se produce o schimbare. Peste 5 ani o să pot să vă răspund la întrebarea asta. Asta înseamnă că rămâneți aici și nu plecați din nou. Eu așa mi-am propus, să mai stau o vreme. Stârniți invidii? Cred că da.
Mă rog, factual vorbind, da, am mai primit niște mesaje foarte urâte, uneori și din anonimat, și am aflat că persoana respectivă era un regizor, nu cu mult mai mare decât mine, când am descoperit cine era, și am scris în privat, i-am zis, dacă vrei să vorbim, poți să-mi spui în față că nu ne batem, nu mă supăr, adică sunt deschis la orice critică, orice părere din partea oricui. Ieșitul din rând deranjează întotdeauna. Încă. Încă. Și probabil că va deranja pe toate timpurile. Voițe, cu un alt proiect realizat cu studenții dumneavoastră, un alt text greoi, cenușiu, aspru, pe care reușiți să-l îmblânziți, să-i dați noi conotații prin viziune, prin implicarea dumneavoastră în calitate de coregraf, se simte acolo bucuria mișcării. De ce Wojciech? Nu am ales eu Wojciech. Eu când am intrat la master, prima mea temă a fost alegeți două texte pe care vrea să lucrezi. Eu am ales 10. Eu le-am dat 10 opțiuni și ultimele două au rămas Wojciech și Everyman. Everyman este un text cu autor necunoscut de pe la 1500 și un pic. Se consideră ca fiind primul text de teatru contemporan. Așa se considera în UK. Tot așa e despre un om care se întâlnește cu păcatele, cu Dumnezeu, cu necuratul și așa mai departe și m-am gândit că poate să fie făcut mai ales în ziua de azi, nemontat în România și așa mai departe. Și decanul meu mi-a zis, da, o să faci Wojciech. Adică s-a dus cum și am zis, ok, ok. Și mi-aduc și acum aminte că din cele 10 texte era singurul, îl știam de el, mă documentasem, dar nu citisem cap-coada. Și fix pe ăla l-a ales. Și l-am știut prima oară, n-am înțeles nimic. Da, și eu prima dată când am un spectacol, n-am înțeles nimic. N-am înțeles nimic. L-am citit de vreo 6 ori după aia. Zic ok. Și am lucrat toată facultatea pe el. Adică 3 ani jumate am stat pe el, 1000 de pagini scrise la caietul regizoral. A fost... Și era gândit cu totul altfel inițial. Trebuia... Prima discuție a fost să fie pus la Berlin într-o hală, să avem un râu care trece prin mijlocul hălii și am zis, păi bugetul mai se face, asta e 150.000 scenografia, până îi conving pe aia de la ministerul din Germania să-mi dea finanțare, să fac asta, stai că nici măcar nu sunt regizor, e lucrarea mea de disertație. Și în cele din urmă, una din condiții ca să-mi iau diploma era să lucrez cu un teatru de stat din România. M-am dus la mai multe uși, am bătut la ușă și reacția a fost, Wojciech, la vârsta ta? Aha. Că aveam, asta a fost Wojciech la vârsta ta, că aveam 25 de ani atunci, am zis, nu, Wojciech e un text rău și nu se face la vârsta ta și n-ai tu ce să cauți, nu știe nimeni cine ești. Și le-am explicat, uitați că fac, am coordonator care are o vârstă, adică nu sunt lăsat de capul meu, am niște oameni care mă ajută în direcția asta. Și am spus decanului meu, uite cum stă treaba, noi având multe dezbateri pe tema România, și am spus, uite, aș vrea să-l fac cu studenții mei. Și a zis, asta ar putea fi foarte interesant și o oportunitate bună. Și așa am ajuns să-l fac și prin prisma Hiperionului și că suntem la clasa Maiei, testul ne-a dat o casă. Teatrul evresc. Da. Și astfel s-a născut Wojciech și am repetat la el 6 luni, aproape în fiecare zi, multe ore pe zi. Rugăm regia un fragment din Wojciech. Aveți dreptate, domnule. Poate nu sunt virtuos. Oamenii ca mine nu sunt virtuoși. Dacă poate să vină lor, acum... Dar dacă eram un bărbat adevărat, aveam haine, pălărie, baston, ceas. Și atunci aveam și virtuositate. Altfel eu nu am nimic. Sunt doar un sărac, un proscris. Bă, Wojciech, ești un om bun, da? Gândește în locul. Așa că bun. Că gândești și analizezi prea mult. Mereu pare atât de obosit. Hai că discuția asta m-a întristat eric. Mișcă de aici, nu alerga. Încep! Iau așa la pas, încet, în jos. Mulțumim. Suntem în sfera alegerilor și sub sabia destinului, în Wojciech. Ce alegeri regretați până la această vârstă? Sunt foarte tânăr. Aveți deja alegeri pe care le regretați?
nu știu că l-aș numi regrete, dar am foarte multe greșeli. Foarte multe, enorm de multe. Dar toate aceste greșeli m-au făcut omul care sunt astăzi și îmi place de mine cum sunt astăzi. Eu, una din ele este, eu m-am lăsat de alcool de 4 ani jumate, sunt într-un program de recuperare și perioada în care beam nu am cele mai bune alegeri. Aveți curajul să spuneți asta? Am curajul să spun asta, am mai vorbit public despre asta. Acolo era o problemă pentru mine, dar am avut forța să renunț aia. Dar nu regret că am băut, nu regret tâmpenile pe care le-am făcut când am băut, pentru că n-am omorât pe nimeni, nu am spart vreo casă, nu am, am făcut greșeli. Dar acum pare bine că pot să iau alegerile treaz. Nu mai avem mult timp să apucăm să spunem ceva despre proiectul dumneavoastră cel mai important, Unfortunate Thespians. Da. Am deschis Unfortunate Thespians în 2018 și este o firmă, SRL, l-am zis ca fiind un SRL cu caienuri în orice, pe domeniul artistic, am zis orice am nevoie să fac, să fiu impresar, regizor, producător, să pot să fac asta și să ajut oameni, dar cel mai mult este producție. Producție și regie. Eu avem peste 50 de proiecte până în acest moment din 2018, din care 7 internaționale. Mai urmează încă vreo 6-7 proiecte, 2 internaționale doar anul ăsta și să avem peste 100 și ceva de colaboratori din peste 25 de țări, adică e destul de extins. Bine, nu lucrează toți deodată, dar știu că pot să dau oricând în telefon, am nevoie de cineva care e păpușar din India, chiar știu pe cineva care e păpușar în India. Minunat. Știu coregraf din toată lumea, iar masterul meu mi-a deschis ușile, am colaborat cu oameni din peste 100 de țări în 4 ani și mi-a deschis ușile către foarte mulți oameni cu foarte multe specializări, unele de care până la master nici n-am să mint, nu auzisem, adică niște stiluri de dans și de actorie de care nu cred că aș fi auzit dacă nu făceam acest master. Deci asta e foarte pe scurt. E un proiect în care, de fapt, este tot pentru ceilalți. Pentru da. Că deschideți uși tinerilor. Asta creați legături. Să facem. Da. O să vă pun o întrebare personală, așa de final. Cum e să fii fiul unei femei puternice? Avantaj sau dezavantaj? Este, nu știu dacă aș spune nici ca avantaj, nici ca dezavantaj. Mama mea m-a inspirat foarte mult și am învățat și învăț în continuare foarte multe lucruri de la ea. Și am învățat ce înseamnă să fii muncitor, ce înseamnă să fii disciplinat și ce înseamnă să nu faci compromisuri. Am văzut cum e să iei un business într-o vreme când nu existau resurse umane în România, HR, și să-l crești ca fiind cel mai mare din România, și, dar repet, fără să faci compromisuri. Pentru că dacă aș fi ales să fac compromisuri, am avut ocazia să fiu în alte locuri și să fiu în anumite teatre, unul din cei mai tineri regizori care a regizat la Teatru X contra unei sume de... Dar am ales să nu fac asta și nu aș face niciodată așa ceva. Nu mi-aș plăti un premiu, nu mi-aș plăti o intrare, nu mi-aș plăti nicio pilă, pentru că nu e cum am fost crescut și cum am fost educat. Și nu pot să fac asta. Ne apropiem, chiar ne apropiem de sfârșit. Eu vă doresc să nu regretați niciodată alegerile și opțiunile dumneavoastră, chiar și aceasta de a nu face vreodată compromis. Vă doresc să rămână teatru pentru dumneavoastră pulsiune, mișcare, ritm, dar mai ales omenie. De fapt, este vorba despre oameni și, în final, câteva cuvinte către cei care ne-au urmărit. Păi, cum e vorba aia, sănătate să avem, că restul le facem, dar le doresc tuturor să încercăm să fim mai buni, mai umani, mai deschiși și să mergem mai des pe la teatru, dacă tot am vorbit atât de teatru, că niciodată nu e suficient de des. Mulțumesc. Vă mulțumesc, așteptăm în continuare proiectele dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. Și să rămâneți aici. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu vă lăsați furați de primăvară, căutați teatrul în diverse locuri, în diverse spații, el e viu, e adevărat, este inteligență și sensibilitate. Mergeți la teatru. Vă mulțumesc!